Andrei din America, aici Andrew, HBMB, și vă salut în sfârșit un nou vlog pe canal și astăzi vă salut cum vedeți în spatele meu din Las Vegas, statul Nevada. Sunt într-o mică vacanță Las Vegas-ul și nu se focusează camera în spate lumină. Și da, suntem în Las Vegas și, prieteni, cum ați înțeles din denumire la video, acum mergem în Los Angeles, un mic călătorie. Los Angeles se află undeva la 4 ore jumătate, undeva 200 ceva de mile. Da, uitați-vă, Las Vegas, noi palmier, tot cum trebuie. Noi ora acum 7:30, am luat cafea și suntem gata de drum și uitați-vă în spatele meu ce se află. Da, aceasta e mașina care am luat în chirie în Las Vegas pentru vacanță. Dodge Challenger V8 Hemi, 5,7 litri, 370 de cai. Și cum ați înțeles din vlog, mergem în Los Angeles, căutăm casa din Fast and Furious. Mai exact, casa din, mă rog, Forsaj în rusă, Furios și Iute în română. Să căutăm, să facem niște poze, să vedem cine acolo vine și ce se întâmplă și așa mai departe. Eu cred că o să fie un vlog foarte interesant, mulți din voi fani de automobile aici pe canal și eu cred că o să vă plac foarte tare vlogul. Plus asta ca bonus în Los Angeles, o să mergem la plaja unde s-a antrenat Arnold Schwarzenegger și acolo să ne antrenăm și noi. So this is the place where we work out, you have all the machines in there. It was a little smaller in the days when I worked out. N-am fost niciodată acolo, chiar dacă în America m-am aflat de vreo 10 ani, dacă am fost și în Los Angeles inclusiv, dar la locațiile astea n-am fost niciodată, așa că sunt foarte entuziasmat și cred că sunteți și voi și o să vă placă vlogul, așa că rămâneți cu mine dacă vreți să vedeți aceste locații. Plus la asta, eu cred că deja merit câte un like acest video și dacă nu ești abonat la canal, să te abonezi. Și da, dacă sunteți gata, acum mergem să pornim aparatul și ne-am pornit. Avem de mers 4 ore jumătate, am luat niște cafea acolo, ceva de mâncare. Și acum să ies din parcare, o să vă arăt în orașul Las Vegas. Dar, dată cum se aude la noi, Hemi de 8. Dar am hotărât să nu acord multă atenție la orașul Las Vegas, pentru că la mine pe canal deja este vlogul Las Vegas-ul. Dacă vă interesant, intrați pe canal și o să încerc să pun link-ul aici în descriere, așa că intrați, uitați-vă, după acest vlog, după ce se termină. De asta nu acordăm multă atenție, este foarte mult video acolo prin Las Vegas, inclusiv cum am încătăit cu Lambo, cum am mers cu Lambo prin Las Vegas, am mers la diferite locații, așa că azi nu avem ce filma în Las Vegas, deja este pe canal, uitați-vă cum arată bestial. Așa că da, prieteni, dacă sunteți gata, am plecat, dați să vă accelerez vreo două ori, cum se aude. Da, cam așa se aude Hemi la noi, așa că... Acum vă arăt Las Vegas, pune niște timelapsuri și ne vedem deja în câteva minute, ne vedem în Los Angeles. Mă, prieteni, uitați, ne-am pornit și suntem încă în subteran, așa că dăm puțin gazul, să vedem cum se aude, accelerăm. Da, se aude bestial mașina. Adică, cum scrieți în comentarii, voi judecați cum se aude. Eu zic că se aude destul de bine. Uitați-vă, prieteni, am ieșit în oraș și mă filmează puțin Las Vegas. Dar, cum am spus, este vlog pe canal, dacă vreți mai în detalii cum mergem pe bulevard, mergem de la hotel la hotel, acolo chiar și pe jos, am filmat în detalii. Intrați, dar aici puteți să aveți puțină idee. Și noi acum o să mergem înainte o milă și după aia luăm, cum vedeți acolo, și o să vedeți autostrada 15, care merge direct spre Los Angeles, 280 de mile. Puțin am spus mai puțin înainte, am pus GPS-ul acum așa. Uitați-vă bolidul cum se aude. Cum vedeți, palmieri peste tot. Și trafic. Asta e hotelul care stăm noi, în dreapta. MGM Grand se numește. Puteți știți, apropo, n-am spus. Asta e MGM Grand, foarte multe lupte de box, UFC uneori au loc. Nu, UFC de fapt se întâmplă la T-Mobile Arena. Dar aici foarte multe lupte de box, inclusiv Canelo se bate peste săptămâni. Apropo, așa un cicol. Și dacă vedeți hotelul New York, Statuia Libertății. Și noi am plecat, e verde. Aici, în dreapta, e bulevardul, uitați-vă. Și după ce scrie 15, direct spre Los Angeles. Am plecat. Uitați-vă, prieteni, am ieșit la autostradă, deja gata drumul, așa e drept până în Los Angeles, nimic interesant. Deja munți, cum vedeți, pe fundal, destul de frumos, ușor de mers. Viteza e 70 de mile pe oră, legal, noi mergem vreo, cum vedeți, vreo 86. Dar puțin ne evidențiem din flux și nu e chiar bine.
că aici la vest oamenii sunt mai calmi în general în America, după mergi de la coastă la coastă, este diferență și în, inclusiv cum conduc, în stilul de conduci cum vedeți, sunt toți pe BMW și el șade pe dreapta, merge încet, asta e anomalie. În Chicago sau în New York, undeva în coasta de est, zboară 190 toți. Uitați-vă tirurile de la pe dreapta, stau liniștiți. Și cam asta, prieteni, vă pun acum un timelapse, ceva muzică, ca să nu treacă mai repede timp, așa că da, ne vedem în Los Angeles. Ajuns în California, deja normal că la bestii Bacu-i gol. Avem încă mai puțin de o oră de mers și deja Bacu-i gol. Dați să uităm. În California foarte scumpă benzina, apropo. Dați 90 dolari, 15 galoane și 5. 5 dolari și 79 galoane. Am luat niște sneakers, Pepsi. Încă o oră de mers și am plecat. 2 hours later. Gata, am ajuns în Hollywood, uitați-vă și stelele care s-a trotuar, așa că da, aici putem să găsim actorii noștri preferați. În principiu, cam asta e aici. Și deja mergem mai departe să găsim semnul Hollywood. Și o să încerc găsesc vreun actor care vreți să-l știți. Uitați-vă, semnul Hollywood, mergem acum, ne ridicăm la dansul. Să facem acolo niște poze, filmăm niște video și am plecat mai departe. Să căutăm casa din Furios și Iute. Ridicăm chiar acolo sus. Tata, am ajuns la semnul Hollywood. Cam greu aici cu parcare, ne-am parcat noi în vale, pentru că nu este parcare și deja pe jos am venit. Acolo Los Angeles. Da, e înăurat în Los Angeles și nu se vede. La semnul este. Să ziceți că am luat un frat video și am pus deasupra sunet. Suntem aici. Da, cam asta. Acum mergem să căutăm casa din Fast and Furious și după asta mergem la Venice Beach, unde s-a antrenat Schwarzenegger și acolo deja ne scaldeam în alta și deja filmez cum se antrenează băieții. Și acum plecați în care o să fie mai departe interesant. Așa, încă o dată. Destul de aproape, apropo. Când am fost vreo 10 ani urmă ca studenți, n-am găsit drum aici și ne-am fotografiat mult mai departe, dar acum ciotcă. A few moments later. Uitați-vă, prieteni, suntem noi, casa din Furios și Iute, Fast and Furious. Parcat mașina frumos, ca în film stă. Ciotcă. Nu-i poliție, tot ciotcă, nu, nimeni nu face nimic așa, că tot ok. Asta e casa, prieteni. Bam. Să mă cu și niște poze. Uitați-vă, prieteni, am parcat mașina, știți apropii, am întrebat dacă pot să fac poză, știți să fac poză cu tașca noastră. Eu am venit cu jet, așa, și nu e așa interesant, dar asta mașina tăma cu motiv. Așa că da, uitați-vă, asta e casa. Am plecat noi mai departe, mergem acum în Venice Beach, să căutăm Schwarzenegger, că aici nu prea să filmăm. Sper că vă place vlogul, câte un like. Uitați-vă, eu am mers 4 ore să vin aici. Sper să apreciați și să abonați la canal și nu e abonat. Uitați-vă, și suita. Jostcă. Uitați-vă, prieteni, magazinul Toretto. Dacă cineva ține minte din film, am ajuns și aici. Și da, cam asta e. Era să uit să vă spun în video precedent. El există. Uitați-vă, noi Los Angeles downtown. Chiar în centru suntem. You are on the fastest route despite some traffic. You should reach your destination by 2:17 p.m. Puțin trafic. Dar asta este. A few moments later. Am ajuns la plajă, dată la oceană. Venice Beach plajă se numește. Cât și ocean, să dea cine știe. Da, cred că să ne scaldăm, că și e cald, dar e frig tare. Cred că
вечером соведем Muscle Beach, там я же тебя проповодил, Шварценеггер. Скачу я, шаг мяжем, сведем качалочка, шагом, как она по Лас-Вегас. Сопропи влогу, где есть форшит. Да, но интересно, стернам, нормалка, варят качалочку. Шаг, ну пока теперь. Сейчас, все сейчас будет. Это мой жун с дева, а пропись держать сало, реномиты, держа бойцы. КЧС. Держа сын такого параллели, все дела. Там где парти, где машина там около километра уже мотать. Надо сказать, что корректно, адреса, но где вассал, где вакуум, что смежим, что согасим. Когда все же там гасит, я так кто-то на этой дирекции, лад скутер, что мяж за 3 километра. Что тут мама Muscle Beach, что это за сало. А да, и вообще мне куц, прям как и мари. Видите, Шварценеггер у нас укачает. Когда перед ним где-то сентябрь, он болит, плекаем на поезд при Лас-Вегас. Кому я стою влогу, где на Лос-Анджелес, Калифорния, Венес Бич, Касл Торетто. Это не Торетто, случайно, пикап, это вообще они мало. Шак, да, кому я стою перед ним, теперь его плаку влогу, ну и так спонят он лайк, он комментарий на видео, ну, мать, кто-то абонатся, на канал, если не стоит абонаться. Вы Андрей Дин Америка, Андрюха БМВшнику. А тот, папа. We'll be right back.